Black Friday este cea mai așteptată zi pentru împătimiții cumpărăturilor. Mulți strâng bani cu multe luni înainte pentru a profita de reducerile de acum și astfel să-și umple pungile cu mai multe produse. Ne-am obișnuit cu imaginile în care clienții stau la ușile marilor magazine și se îmbulzesc la intrare la ora deschiderii. Anul acesta, cel puțin, astfel de imagini sunt istorie. CBN-ii nu s-au înghesuit la cumpărături din prima zi cu reduceri. Mall-ul din oraș a fost vineri mai mult gol, dar comercianții speră la vânzări mai bune în weekend, când ofertele continuă. Stadionul municipal Sibiu va putea găzdui meciuri importante odată ce lucrările de modernizare vor ajunge la final. Teodor Birț, fostul președinte al FC Hermannstadt, actual conducător al Inter Sibiu, a spus la podcastul lui Pope că aici ar putea disputa meciuri și echipa națională. Și totodată vor putea fi organizate chiar și evenimente de mare anvergură, cum sunt concertele. Bijuteria Sibiului, în valoare de 24 de milioane de euro, va avea o capacitate de peste 12.000 de locuri, o sală de atletism și una de box. Ciobanul care își paște oile pe câmpul dintre Cartierul Arhitecților și Avangarden a fost bătut. Acesta a ajuns la spital, fiind internat pentru îngrijiri medicale, după ce un individ l-a lovit în cap. Cel care l-a atacat i-a furat și o oaie. Polițiștii fac cercetări pentru a-l identifica pe tâlhar. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.